Domn primar? Domn primar? Ce, mă? Dormiți? Nu, rată, nu dormeam. M-am înscris la un curs de dansuri și repetam în gând niște pași de step. Pași? Ce pași? Normal că dormeam, bă, băiatule. A, atunci vă las să dormiți. Păi, dar poate omul să doarmă lângă tine, mă, dacă vorbești într-una? Și dacă nu vorbești, pufă-i, horcă-i, îți tragi mucii. Și nu-ți dă ăsta grijă de face mai puțină gălăgie. Vârsta, domn primar. Așa mă gândeam și eu, raț, că n-are cum să fie de la alea 190 de chile pe care le-ai. Mai avem până la București? Mai avem asta două sate și gata. Păi ce căutăm, mă, pe satele astea? Păi știți cât s-a făcut rovineta? Așa o evităm și ajungem și mai repede. Aveți treabă la guvern, nu? La două străzi mai încolo. Unde? La mol. De ce? Pe ziua nepoților, domn prefect. Așa, și? Cum și, mă? Îl care l-am fiecare am până toate primările din județ ca să-i facem cadouri. Păi de ce puteam să luați de la oaia așa un pistol cu apă, două acadele și aia era? Pe bărață, dacă era vorba de copilul Firicel, normal că luam niște acadele și mă scoteam. Dar nici măcar alea, mă, că la mic săracu se bucură și la bățul din ele. Da. Dar ce e vorba de alt copil, bă, băiatule? Nepotul, domn prefect? Păi tu știi, mă, ce a pățit primarul din Dridu? Nu. Vai de capul lui. Tot așa a venit prefectul în vizită la el acum un an de zile că făcea nepotul 7 ani. Așa. Și săracul primarul ăsta, bă, vreo 2 săptămâni n-a putut să doarmă, bă, băiatule, că nu știa ce cadou se cumpere, știi? Ce crezi, bă, că a făcut nebunul? I-a vândut mașina lui nevastă sa. Înțelegi? Și a cumpărat o excursie unde crezi? La Disneyland. Oh, tare. Ce tare, bă, băiatule, că cicăla s-a dat într-o tiribompă de asta mare, dar a vomat o hodogi, că cică mâncase vreo 18. Și acum asta din Dridu, primarul a rămas și fără funcție, și fără mașină, și fără nevastă. Ma, nasol. Păi normal că e nasol, să vezi? Vezi, bă, băiatule, astea sunt probleme, mă. Ce spuneți voi mie, că n-avem gaz, că n-avem male? Te întreb pe tine acum, pot eu să bag gaze dacă am 3-4 zile de-astea de naștere în fiecare lună? Și nu sunt numai nepoții, că mai au și copii și nevește și amante și pe dracu să ia. Am calendarul plin acasă. Și ce vreți să-i luați vă ăsta mic? Păi, un hamster. Căci că a avut unul, dar el a mâncat pisica cu o lună. Și a plâns ăsta mic 2 săptămâni. Da, frumos. Și cât costă unul de ăsta? 1010 euro. Cât? Exact cât ai auzit, raț. 1010 euro. Haideți, domn primar, că nu-i mai mult de 10 euro în șobolandă. Bă, băiatule, dar nu pui și pontul? Cu tot cu pont, că a trebuit să aflu ce cadou își dorește copilul, nu? Fă și tu un calcul, 10 euro așa, cu pont așa, cât îți dă? Da. Păi și cine a zis ce vrea copilul? Domn prefect, m-ai înțeles? A mers la sigur, bă, băiatule, păi dar ce sunt prost? Acum mai îmbrac porobii și de el, dar niște costume de-așa de desene animate, mai umflu niște baloane, mai o înghețată și uite așa primarul Vasile mai are încă un mandat. Hai, bă, rățuși, că ce dracu, mă, sunt creier. Totul numai creier. Da. Robi? A, ce drăguț e. Ce faci, mă? Păi gata, domn primar, am terminat. Am dat și cu aspiratorul, am spălat geamurile, am șters și praful. Ce, trebuia să mai fac ceva? Nu te-am întrebat, mă, ce ai făcut. Te-am întrebat ce faci. A, în general, lucrez în cadrul Ministerului de Interne. Băi, sunt... cap de cretă, te-am întrebat ce faci acum. A, mâncăm niște înghețată. Vorba vine, mâncam, că am terminat-o, lingeam așa. Mm-hmm. Și de unde ai luat-o? Cum de unde? Din congelator, că era să o iau din șifonier. Și de ce ai luat-o, Robi? Păi ca să mă răcoresc, domn primar. Băi, pâine în buzunar! Asta era înghețata un nepoțelul, domn prefect, mă! Da? Și iertați-mă, domn primar, eu am crezut că doar șoricelul ăsta îi dați cadou. Eu căutam niște apă rece în frigider, am văzut înghețata ce era să fac. Da, mă, de ce vina mea că am pus-o acolo? Mă, trebuia să o îngrop? Nu, dar era cald. Păi dacă ți-era cald, trebuia să iei săpată, mă, din congelator. Domn primar, iertați-mă, eu când văd înghețată... Da, mă, și merdenele, și pateuri, și jumări. Nu e adevărat, la înghețată poftesc cel mai tare. Nu e adevărată? De-aia când te trimiți să iei 3 pateuri, ajungi doar cu unul. Și l-a umezit. Ce faci, bă, cu pateul ăla? Suși din el până la primărie? Bă, te dau afară, mă! Domn primar... Ia taci din gură! Dalida! Ia vină cu acea, mă! Da. Mă, tu ce păzești aici? Tu vezi, mă, ce a făcut ăsta? A mâncat toată înghețată.
N-am văzut, că făceam pandișpanul. Uh-huh. Și l-ai făcut? Nu. A, tot așa ca Robi, nu? Ai poftirea dulce și te-ai fipt în el. Nu, domn primar. Cât mă ocupam de compoziție, ăsta a mâncat toate vișinile. Dar trebuie să mă duc acasă să culeg din nou. Băi, termită! Eu te-am adus aici nu să-mi faci curat sau să-mi golești frigiderul? Domn primar, eu n-am știut că se pun vișine la pandișpan. Dar ce ai crezut, mă, că se pune? Conopidă? Bă, mă omor, bă, mă omor. Dai, da, fugi până la oaie și altă înghețată. Eu am determinat pandișpanul. Îl termin pe drum, că dacă îl trimit pe ăsta, vine cutia goală iar. Hai, executarea. Păi, cap de cât. Cât mă odinesc puțin, ai grijă de ăsta ca ochii din cap, ai înțeles? Mm-hmm. Hai, ia-l. Domn primar, dar nu mai bine stă Dalida cu el și eu mă duc după înghețată? Nu e mai bine, că mie mi-e frică de animalele astea. De când ți-e frică ție de șoareci, bă, că la primărie te bați parte în parte cu ei pe fileia de pariză și acum brusc ți-e frică? Băi... Băi, gata, mă, hai! Du-te la înghețată mai repede! Fii atent, după jumătate de oră mă scoli. Jumătate de oră înseamnă 30 de minute. Adică 3-0. Asta să nu spui că n-ai înțeles. Da. Băi, și cu cutia ce faceți? O iau, mă, că mi-e frică comun și pe asta crezând că e vafă. Că tu ești băiat isteț. E vafă? Ce faci? Ce faci, bă? Ce faci, bă? N-am aruncat. Păi cum n-ai aruncat dacă te-am văzut pe tine că ai aruncat? Da? Nu, era un câine acolo și l-am gonit. Era un câine acolo? Mhm. N-am văzut câinele acolo. În fine, ai cam niște treabă cu tine. Să-ți fac un test. COVID? Nu, nu mă, ce test? Nu, vreau să-ți fac un test să văd dacă ești potrivit ca să mă mări cu tine. L-am găsit în revista asta. Ești singurul care nu l-a făcut, să știi? Da. Păi și trebuie să-l facem acum... Acum, dar dacă nu poți, te tai de pe listă, să știi, nu e nicio problemă. Ce listă? Hai de lista care o am aici cu iubiții mei. Mă rog, cu niște băieți cu care mă văd eu din când în când. Păi și cine e pe listă? Vrei să-ți citesc? Hai că ți citesc. Deci, am așa. Dorel, Vlăduț, Ciprian, Dan, Sebastian, Ciprian... Ai mai zis Ciprian. Ciprian ăsta e prieten cu Bogdan, dar nu-l știi tu pe Bogdan. Da. Elvis, Gianni, Dan... Aulu, al Dan? Care Dan? Ăsta e ăla de... Stă poartă-poartă cu Aurica lui Pandru. Am uitat de el. Așa. Cam ăștia sunt. Aha. Da. Păi și eu unde sunt? Tu ești pe Verso, colea. Da. Pe Verso... Ce faci, mă, fața asta? Zi, mersi că ești pe listă. Da. Păi... Păi și trebuie să-l facem acum, testul? De ce? Ai treabă? Nu poți să-l faci acum sau n-am înțeles? Nu, m-a rugat domn primar să... Să ce? E secret de stat, e o coproducție de-asta română-americană... Ce coproducție română-americană, mă? S-au implicat americanii, dar testul ăsta e... E și cu probă practică? Nu, mă, sunt numai niște întrebări. A, păi dacă sunt niște întrebări, poți. Da, adică e rapid, așa. Mm-hmm. Da, citesc? Bine, prima întrebare, Robi. Ce-ți place la mine? Ochii. Da? Wow. Wow. Nu m-am așteptat. De ce? Ceilalți au răspuns? Ceilalți au răspuns altceva. Nu așa frumos ca tine. A doua întrebare. Nuntă cam povești sau relație în concubinaj? Cam povești. Și eu la fel. Câți copii vrei să ai? Pe toți? Nu, o cifră. Trebuie să-mi zici o cifră. A, 10? 10 și eu tot 10 vreau. Mă iubești pentru că sunt frumoasă și arăt bine? Nu. A. Nu te iubesc pentru că mă gândesc mereu la tine. Mamă, Robi, nimeni n-a mai răspuns așa. Da. Poți să te iau în brațe? Ce faci, mă? Te țin în brațe. Robi, de ce mă pipăi? Nu te pipă, că stai aici eu. Bă! Ce faci, mă? Ești pervers?
nu... Vă rog, Biot, eu am crezut că tu ești altfel, dar ești ca toți ceilalți. Să nu te mai văd în viața asta. Nu, stai, Janina, e altceva, nu e... Pervertule! Bă, de ce ești, bă, obraznic? Deci dacă nu e cadou pentru nepoțelul domn prefect, te trăgeam de urechi. Ce mi-ai făcut? Făcuți-mi și te. Cu 30 de minute. Aoleu, bravo, foarte bine. Da, mai avem jumătate de oră și vine domn prefect. Unde e hamsterul? În sufragerie. Cu Delda? Nu, singur, pe canapea, se uită pe telefon. Bă, tu ești cretin la cap, cum să lași mă singur pe canapea? Păi se uită. Bă, ești incredibil, bă, mă omor, bă, Robi, bă. Unde e, mă? Găsim. Băi, cap de cătă, cum să lași mă singur pe canapea? Spune și mie. Domn primar, eu nu l-am lăsat cu telefonul, că i-am pus un filmuleț cu porcușuri de guine. Eu am crezut că l-a prins, că era cu ochii doar în telefon. Doamne, ce-a fost, bă, în capul meu mă, să ți-l lasie? Ce-a fost, bă, în capul meu să ți-l lasie? Spune și mie. Bă, tu îți dai seama ce mi-ai făcut? Domn primar, îl găsim. Noi acum trebuie să gândim ca el, adică... Dumneavoastră, dacă ați fi șoarece, pe unde v-ați ascunde? Bă, taci, bă, din gură, că te mândă vii, mă. Taci din gură. Ce-i spune mă acum, domn prefect? Bă, tu îți dai seama ce mi-ai făcut, mă? Deci cum ar veni, gata. Vasile, adio primărie. Tu ești conștient? Păi, îl găsim noi până atunci. Cum să-l găsești, bă, dacă doar îl căutăm și nu-l găsim? Dacă l-am mâncat, mă, pisica. Păi care pisică? Că n-avea cum, geamurile erau închise. Ușa era deschisă, dar e pragul înalt. Și dacă asta e pisica, mă, pragul, te-ai gândit la chestia asta și l-am mâncat, dacă? Aoleu, domn prefect, mamă, ce mi-ai făcut? Să trăiți cu respect, domn prefect. Da, acasă. Da, cum am vrut, sigur, vă aștept. Într-o oră? Foarte bine. Hamsterelo? Oh, vai, dar ne-am împrietenit atât de mult. I-am făcut băiță, i-am dat să păpe, acum face nani, vai, dar vezi cum face moțoace de alea, da. Da, vă aștept, sigur că da, cu drag, să trăiți cu respect. Deci doarme, l-am găsit, nu? Bă, tu chiar vrei să mă omor, mă? Domn primar, e aici, în găleata cu gunoi, uite cu via de îngheplată. L-ai găsit, mă? Da? Adun în coace. Bă, băiatule, nu glumți, mă. Obuzul ți-a trecut pe lângă ureche. Ia-te-l în coace, mă. Ia. Oh, ce face, mă, gumosul, tata? Ia, fiși, mă. Tu cum stai, mă? Bine, totul e pregătit. Pe lângă pandeșpan am mai făcut și niște prăjituri cu bezele. Foarte bine. Tu, Robi? Mai am de umflat niște baloane. Bun, terminați treaba după aceea să vă îmbrăcați în costume, da? Domn primar, nu vă supărați, dar eu în Elsa nu mă îmbrac. Păi oricum te îmbrăcai, mă, tu ești Batman. Elsa e Robi. De ce? Păi dacă erai tu, părea că de foame le-ai mâncat pe Sven. Dar nu pot să mă îmbrăc eu în costumul lui Batman. Auzi, mă, dar o mască de idiot nu vrei? Adică stai așa, că deja e pe față. Hai mă, gata, că am treabă și eu trebuie să mă schimb. Unde faci, mă, brandicule? Unde îi pui? Unde să te pună pe tine, mă, să nu mai fugezi? Ah, e clar, îți place înghețea ta, este? Hai mă, că te pune față de... Ia. E toți. Ce? E toți bani. Nu, Mar. Lasă-mi... No, da. Bravo, mă, Vasi. Cum te-ai avut ideea asta, mă? Să te gândești. Să treci.
la hamster. De când i-am spus nepoțelului meu că asta o să primească de ziua lui, a izbucnit în lacrimi de bucurie. Ce m-ați emoționat. Și ai scăpat și ieftin. Extraordinar. Blăduț? Bunu, când primesc cadou? Acum, iubitul lui Bunu, acum, inimioara lui Bunu, acum. Ți-e fămică frumusețea lui Bunu? Nu, vreau cadou. Acum, îți mai aduce aminte pe șoricelul Costică? Chiți, 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 chiți. Nu l-a mâncat pisica, nu, nu. L-a furat dragonul din povestea cu Făt Frumos. Da? Da, da. S-a bătut nenea cu dragonul. Așa, și l-a eliberat. Nu, la sine? Da, da, m-am bătut cu dragonul, i-am dat cu ciocanul ăsta în cap și am eliberat șoricelul. Așa este. Da. O noapte și o zi m-am bătut cu el. Unde? La primărie. La primărie. Peste 7 mări și 7 țări, Javră. Da, peste 7 mări și 7 țări, că acolo este noua primărie. Păi ce face? Să continui? Adun. Dacă îmi permiteți. Ben, aduc cutia de pe masă. Nu e nicio cutie pe masă. Du-te, mă, și aduc cutia de înghețată de pe masă, că acolo e. Nu mai e acolo, domn primar. Am băgat eu la congelator. Păi Dalida s-a dus pe înghețată și a lăsat-o pe masă. Păi... ce fel de înghețată e? Ciorbă, nu înghețată. Nu e adevărat. Cutia mea cu înghețată, eu am băgat-o la congelator de cum am intrat. Păi și ce era în cutia aia? Ce-ai făcut, mă? Bă, dobitocule, tu ai băgat cutia cu cadou în congelator? Ce? Dacă îl bag la microunde, se deschețe? Cadou.